My Way de la Calvin Harris. Am auzit aici pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. 9:30. Spunem bună dimineața tuturor celor care ne-au trimis mesaje. Bună dimineața, în Pipera se circulă foarte greu, scrie Daniela. Mulțumim, Daniela, pentru mesajul trimis. Bună dimineața, domnul Bari, și vă salut pe amândoi cu un gând frumos. Ai trezit? Așa. Un gând frumos din adâncul Mării Negre vă trimit de la Eforie Nord. Mulțumim din adâncul Mării Negre. E cam frig în adâncul Mării Negre. Din ce cartier? Din Marea Neagră? Da. Bună dimineața, proiectului No Notes pe care îl avem aici în studio. De fapt, cu Ecaterina ne știm de ceva vreme. Bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața, ai venit cu Dimitri? Bine ați venit. Am venit cu Dimitri, da. Cu Dimitri, mai tare și mai înspre microfon. A, okay. Așa, ok, e să mai bine așa. Ai venit cu Dimitri, cine e Dimitri? Bună dimineața, Dimitri. Dimitri din Republica Moldova și ne cunoaștem cu Ecaterina de 10 ani. Din Timișoara, de când stăteam pe acolo și... Deci nu e Dimitri de la Vegas. Nu, no, nu e Dimitri Vegas. N-a fost rău deloc. Aș vrea eu, da. Dar el ce are? Că uite, aș este vrea chipeș. Eu. Este chipeș și este... Bărbos, ce trebuie. Așa cum se poartă, nu? Până la urmă, e și în tendințe. În tendințe, asta în tendințe, cum se numește lucrul acesta, lumberjack? Da, ceva de genul, da. Interesant. Ok. Și lucrul meu cum se numește? Vă spun eu, fresh. Wow. Dar chiar cum faci să fii așa fresh în fiecare dimineață? Păi și tu ai mai fost pe la noi, eu știu, sunt cunoștințe vechi. Face exerciții, da, mulțumesc, cele 5 mulțumesc. Exerciții tibetane în fiecare dimineață. Serios? Sunt tare. Ne vezi pe noi unul măcar? Da, uite, facem acum. Hai, arată și atenție, lume, facem un exercițiu tibetan. Păi, ok, mă ridic și vi-l arăt? Da, ok, și facem și noi cu tine. Ne vedem undeva live? Da, uite acolo, ne vedem live pe bucureștefm.ro. Ai grijă la căști atunci când te ridici. Ok, hai că mă ridic, da. Ok, dar nu se mai auzi nimic. Nimic, ne aude pe noi. Nu e nicio problemă. Așa. Bun, atenție. Primul exercițiu tibetan. Deci fiți atenți aici. Cu ce se mănâncă? Că nu știu. Așa. Așa, te rotești așa. Se rotește planeta, da. Așa. Și captează energiile din univers. Eu știam, am rădut eu cu asta. Ne învârtim până amețim. Așa. Bun, deci te rotești așa și după aia? Asta al doilea. De câte ori? De 21 de ori, fiecare. Așa, de 21. Dar okay. De ce de 21 și nu de 23 sau 24? Păi eu trebuie să mă rotesc de 34 de ori, de 21. Ok. Așa. Sufletul are 21 de grame, zic și eu. Așa. Așa e, am văzut și filmul. Și ulterior, trebuie să mă întind. Nu. Nici pe masă nu ne putem întinde, că avem telefoane și toate alea pe aici. Noi nu putem face șpagat fără chestii de astea. După ce te întinzi pe jos, ce faci? Ia. Ia fă-ne tu podul de jos. Wow. Vai. Lasă că auzim noi, că noi traducem. Lasă. Eu știam că podul e pe sus. Podul se face de sus. Ce să fac eu? Încă nu e 8 martie. Nu este 8 martie încă, da? Nu se pare cam de vreme? Așa. Nu. Și ca frig afară ninge? Afară ninge și e frig și noi am venit pe la voi să vă colindăm. Serios? Aoleu. Vai. Da. Și uite, cu no single human. Voi vă spuneți într-un fel? Pisi și pici. Pisi și pici? Aoleu! Nu, glumesc. Serios? Nu. Așa valentați? Nu, glumesc, pisi. Dar de unde ai învățat chestiile astea tibetane? De la un tibetan? De la durerile de spate în fiecare dimineață. Și am zis cum să scap de ele. Și am întrebat pe el cum să scap de durerile de spate. Pentru că el cântând și la acordeon. Așa. El are dureri de spate constant. Mm-hmm. Ok. Și ai probleme cu sciaticul. Ce anume? Tu ai probleme cu sciaticul. Nu știu ce e ăla. Cu sciatic, da. E un nerv care trece prin regiunea lombară și coboară pe picior. Mi se pare că și tu ai probleme, Răzvan. Eu le recomand tuturor. Exercițiile astea le-am descoperit când eram când cântam pe stradă în Londra. Așa. Și am crezut că era în Tibet. 5 ore pe zi. Okay. Da. Cântam câte 5 ore pe zi și mi se umfla la un moment dat mâna așa, de cât de mult cântam, și atunci aveam probleme și cu spatele. Uh-huh. Și am început să le fac zilnic. Și de când le fac, nu mă mai doare spatele. Dar de unde? Ai citit undeva? Ți-a spus cineva? Da, am citit internet. Pe net. Le puteți găsi, scrieți pe Google 5 rituri tibetane, așa se cheamă. Ok, ideea este că ai căutat tu ceva tibetan și n-ai căutat ceva sud-american sau, știu eu, japonez sau... Nu, practic el a căutat pe Google 5 exerciții pentru spate, pentru durere de spate. Și atunci... La noi trebuie să ai o mătușă sau un unchi ca să ai spate. Și toată treaba asta se rezolvă cu exerciții, știi? Da. Cum te v-ați întâlnit? Ne-am reîntâlnit, pentru că noi ne știm de mulți ani, de vreo 10 din Timișoara, da. Și ne-am reîntâlnit după ce m-am întors de fapt din Londra cu 3 ani. Ai făcut bani în Londra?
Da, am făcut ceva bani pe stradă, să știi. Serios? Da. Serios? Și-a luat o mașină? Pe care am, știi? Ești serios? O puneam așa? Pe stradă, ai făcut bani în Londra sau? Da, am preferat în loc să muncesc la un restaurant sau ceva. Nu, vorbesc foarte serios acum. Da, și eu vorbesc foarte serios, da. În loc să muncesc la un restaurant sau să am un job din ăsta, am preferat să cânt, să fac ceea ce îmi place și am preferat să bucur oamenii pe stradă și pentru asta, pentru recunoștința pe care mă duceau, îmi dădeau în bănuță. Oricum, în Londra sunt mulți muzicieni pe stradă, nu muzicanți. Un job entry level chiar, exact. Baskingul în Londra. Și, da. Și cam ce... Oricum avea un salar destul de bun dacă o luăm așa din basking, da? Pe lună. Și făcea un salar destul de frumos, ceea în România era cam greu să-l faci. Și totuși a venit în România să facă un proiect muzical. L-am invitat eu cu proiectul muzical Ecaterin Dimitri. Dar cum l-ai convins? Pe Skype. I-am arătat, am compus o piesă pe care se chema Azi cu soare, am compus-o în Londra și a zis că eu sunt în Londra, aici nu prea e soare, hai că vin. Nu, inițial piesa era în rusă, în limba rusă. Ulterior a făcut-o în limba engleză. Cum sună în rusă? Două versuri măcar. Это небо голубое, такое, как моя мечта. Аулю. Это небо голубое. Măi, serios, piața din Rusia este mult mai mare decât piața din România. Da. Păi? Și noi vrem să o accesăm. Da? V-ați orientat deja către piața din Rusia? Nu, noi inițial ne-am orientat pe meleagurile noastre. Ca să știi că și Rusia s-a orientat către piața noastră, adică... Da. Da, să știți că România devine un etalon în muzică. Vorbesc foarte serios, da. Deci se face muzică la nivel foarte numai în ceea ce privește muzica. Ai auzit, Răzvan? Da, te rog. Vrem să accesăm piața din Rusia, parcă vorbeau de accesarea fondurilor europene. Parcă se pregătesc să facă așa o nouă cucerire. Păi dacă nu le accesăm noi, le accesează alte țări, așa că am face bine să facem proiectele. Au accesat alții înainte. Da, adevărul e că se va fabrica foarte multă muzică americană în Rusia și invers muzică rusească în Statele Unite. Au făcut Trump, a reușit să se împretenească cu Putin? Nu, cu Dodon. Spuneți-mi de ce Human. Da, de ce? Este în ultima perioadă, în ultimul an de zile, am compus foarte mult. Și nu mai aveam sub ce nume să lansăm piesele. Și atunci am preferat, în loc să mai fim Ecaterina Dimitri, am preferat să fim Human. Nu. Și nu numai, pentru că este și un alt stil. Ecaterina a început să compună din ce în ce mai mult. Și atunci am creat stilul ăsta mai... să zicem mai de dincolo. Cum ați defini stilul? Într-un e un mix de stiluri. Practic, pune o etichetă, dă-i un nume, nu contează. Inventează un nume. Rocco Bluzo Popo. Asta sună foarte ciudat. E altceva ce spui tu acolo. Rocco Bluzo. Vă place rock-ul? Serios? Am gândit rock, place, păi, de exemplu, inimi sincronizate e cu chitară electrică. Da? Păi da, dar nu orice piesă cu chitară electrică e rock. Nu, dar e un pic, are un pic influențe. Ai auzit și tu de chitară electrică acum? Cu chitară electrică și sună bine. Hai să ne facem exercițiul de azi dimineață, să vedem dacă și știu despre ce este vorba. Ați avut oracol atunci când erați adolescenți? Da, cum să nu? Da. Scriați în oracol? Păi, Republica Moldova... Da. Da, știi ce este un oracol, Dimitri? Ați avut oracol, da? Da. Ce se scria de regulă în oracol? Păi numele, data nașterii, așa. Ce culori preferate ai, unde vrei să... Uh-huh. Pe ce planetă trăiești. Așa? Acum se cere și codul PIN. De cine îți place? De cine îți place, da? Nu se spunea de cine îți place. Era too much. Păi asta era scopul oracolului. Asta era scopul. De cine îi place, știi? Ăla era scopul ascuns. Da. Dar mi-ar plăcea să răspundă doamna de mai devreme pe care am ascultat-o pe la 8 dimineața și la întrebările astea. Da. De cine îți place cel mai mult? Cu cine ești cel mai mult? Știi că noaptea târziu, după ce adolescenții adormeau, veneau cei din SRI, luau oracolele și începeau să facă dosarele. Pentru că aveau întrebările gata, da, răspunsurile. Avem așa câteva răspunsuri la întrebări. Ce ați face în timpul liber? A răspuns o doamnă aseară la Radio România, este foarte cunoscută doamna, poate o recunoașteți și voi. Mi-a plăcut așa că a răspuns exact ca într-un oracol. Cam cum mai răspunde la o oră de dirigenție sau într-un oracol, sau cum mai răspunde unui reporter care are 16 ani și tu 20. Ia auziți, nu? Ia să auzim. Sunt curios. Luminează-i. Îmi place să merg să fac sport, să alerg în parc, să merg la sala de sport, să citesc, să merg la filme. Ați recunoscut-o pe doamna? Da? Floricica dansatoarea? Ești pe aproape.
Bă, nu știu dacă ești aproape de ea. Da. Că e peste drum. Doamne ferește, nu vreau să fiu aproape de ea. Eu sunt cu cei din Piața Victoriei. Așa. Okay, mă rog, mai are o declarație. Ascultă muzică rock. Spune ce face când ajunge seara acasă. Yeah. De obicei rock, dar pot să ascult și altfel de muzică. Sunt suficiente emisiuni la care mă pot uita. Sunt programe mai interesante. Mă uit la filme, mă uit la canalele de muzică. Deci ai văzut, îi place și muzica. Da. Eu sunt convins că se uită la cele cu muzică veche. Dacă ar fi să-i scrieți o melodie, să-i dedicați o melodie doamnei Chioveși, căci domnia ce a fost... Ce ochi a făcut! Ți-am zis că ești aproape de doamna Chioveși, că e peste drum. Spune, dacă ar fi să-i scrieți o melodie, cum s-ar numi melodia asta așa? Inimi sincronizate. Aoleu, vrei și tu procuror? Aș vrea să mă prietenesc cu procurorii. Cred că ar trebui să fie adaptată cumva. Dosare sincronizate. Oh, asta sună bine. Sincronizate și desecretizate. Ce e cu tricoul de pe tine? Este ceea ce exprimă ceea ce eu nu sunt. Adică tu nu ești? Da, stai să vedem e, ce scrie. E clar că nu semeni cu Mick Jagger. Okay. Stai să vedem ce scrie. Rolling Stones. Versiunea mea. Așa. Masculină. Am înțeles. Ai fi vrut să fii fata lui? Cum? Cine n-ar vrea să nu fie fata? Deși eu sunt fată de artist. Da? Tatăl meu și el cântă la rândul lui la armonică. E cunoscut pe bomb, în Banat. Pe bomb, e cunoscut în Banat, da, în Banatul okay. Sârbesc. Și am cântat și noi la anunț împreună. Asta da. Noi cântam partea de muzică ușoară la anunț. Tata lua anunțile, el cânta partea de populară. Noi cântam partea de muzică ușoară, eu cu Dimitri. Și așa practic ne-am cunoscut acum 10 ani. Ulterior, el a plecat, eu am venit în București, am încheiat contractul cu Cat Music. Datorită lui, că el mi-a făcut practic piesa respectivă, el a compus-o, am compus-o cumva împreună. Am semnat contractul cu cei de la Cat, am venit aici și l-am invitat și pe el. Uitându-mă așa la speech-ul tău, la cursivitatea speech-ului, aș fi spus că mai degrabă ai fi fost potrivită să fii mama lui Mick Jagger, nu fiica. Serios, nu? Măi, nici mama și nici fiica n-ar fi fost rău. Nevasta. Auzi care dintre ele? Hai să auzim piesa asta, Human. Suntem curioși cum vi se pare. Facem analiză pe text imediat. Facem imediat ce analiză pe text. Dăm play acestei piese frumoase, frumoase, cu care au venit Dimitriu și Ecaterina aici în studioul București FM.
foarte tropicală piesa asta, așa. Exact. E un sunet de la tropical. Deci, na, uite, jazzul nu l-am văzut. Cine a făcut asta? Nu știam ce să zic. Cine a compus-o? Cine i-a dat sound-ul ăsta frumos, așa. E un electronic tropical. Dima produce piesele și împreună am compus-o. Și împreună le compunem, da. A, că pe noi ne duce cu gândul la... Caigo, chestii... Caigo. La Marabu? Așa, mai liniștit, așa, mai... Da. Mai devreme asta, așa, mai stăt în casă de... E spune da. Tropical Deep House, o chestie da. De asta, mai electronic. Da. Noi la capitolul titluri nu stăm foarte bine. Sau să definim stiluri, nu prea stăm bine. Da, muzica, mă rog. Mai bine, mai degrabă le interpretăm. Asia, așa. Prin Asia, poate ar merge în Asia, uite. Pacific. Depinde cu ce zburăm până acolo. Dacă e low cost, nu mă bag. E frică de avion. Nu, ai problema cu avioanele. Doamne, era să pice de două ori. Am filmat un clip la piesa asta, am fost în... Dar și tu că era să pice. Am simțit. Deci, cum e... Hai să-ți explic o chestiune. Deci, spune-mi dacă la tine a ratat cineva aterizarea. Da. S-a ratat și decolarea. Fii atent aici. Dar din fericire, uite, sunt foarte bine. Păi și eu, așa. Dar n-ai tras o sperietură și nu te-a marcat și mai vrei să te urci vreodată într-un avion? Nu, vezi ceva pe mine? Nu. Dar în suflet, în memorie. Sunt foarte greu de șocat. Ia-mi aici. Deci ce așa înseamnă că s-ar putea să fie extraterestru. În ultima perioadă au început să circule cu avionul, să se deplaseze cu avionul din ce în ce mai mulți români. Și știi cum sunt românii? Stau în fața curții, taca-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 taca. La sfârșit. Deci am aplaudat și eu, deși eram împotriva. La sfârșit și vă spun și de ce se întâmplă. Așa. Și știi cum sunt românii? Taca-taca-taca-taca-taca-taca. Știi, sunt românii pe scaune și vorbesc cu vecinul din spate, că tot timpul vin de la job, de pe Spania, de pe unde vin ei, de pe croazieră, de pe vase, de pe la-la-la, de unde se adună oamenii. Și iau, un zbor de ăsta de linie, neapărat low cost, știi? Stewardesa zice, odată de două ori, de trei ori, de cinci ori. Depinde în ce limbă. Take your seats, please. Adică stați, oamenilor, la locul vostru. Eu sunt zeial în avionul ăla. Serios, am pățit asta pe British Airways. Ok. Serios, plin de români. Se vorbea română. Până nu s-a dus stewardesa aia la pilot să-l roage, să zgude avionul de două ori, să-i potolească pe toți. Băi, nu s-a potolit unul. Nu cred. Eu cred că se întâmplă chestiunile astea. Și la sfârșit, deci ca să zice, uite, băi, ce erou a fost pilotul ăsta, românii aplaudă. Că numai românii aplaudă și e explicația pentru care doar românii aplaudă. Nu, hai să-ți spun eu de ce aplaudă. De ce aplaudă? În primul rând, se aplaudă doar în low cost-uri și se aplaudă deoarece probabilitatea să pice avionul e atât de mare că șansele de supraviețuire sunt foarte mici, atunci normal că ne bucurăm la sfârșit că am rămas în viață, toți. Draga mea, Ecaterin, uite-te, te rog frumos, în statistica ultimilor 2 ani și ai să vezi că au căzut numai avioane de linie, nu low cost-uri. Mm-hmm. Măi, să știi că acum recent am fost în Roma. Să știi că așa e. Am mers cu avionul și am vrut să mă întorc de acolo cu autocarul. Nu că fac eu reclamă low costurilor. Dacă probabilitatea să pice vreun avion este de 7000 de ori mai mică decât probabilitatea unui accident pe București-Constanța cu trenul. Exact. Da, deci mai bine mergeți cu CFR-ul, da? Ajungeți pe mine. Deci eu am vrut să mă întorc recent din Roma cu autocarul din cauza faptului că atunci când ne-am dus din București-Roma, avionul a început coborârea de la 10.000 de metri altitudine cu un sfert de oră înainte și a coborât atât de brusc că am crezut că nu ne mai oprim. Am crezut că ne oprim în pământ. Ni s-au spart timpanele. Deci ne-au curs sânge din timpane. Adică a fost horror. Cu low cost-ul? Da! Trebuia să faci sesizare. Trebuia să fac o sesizare, așa-i? Evident. Păi nu, serios, așa se procedează. Așa se procedează. Am vrut să fac sesizare și chiar am zis că nu e normal să plec de acolo. Bine, hai că te întreb altfel. Când ai programat următoarea călătorie și unde mergi? Ghișce, niciunde, decât la Timișoara cu mașina. Cu mașina, deci prefer să mergi 12 ore cu mașina decât 25 de minute cu avionul. Câte ore? Câte ore faci cu mașina? 7 ore. Lăsați. Și 50 de minute cu avionul. Mai cade vreun bolovan pe acolo, pe la Lugoj, pe 7 ore. Păi nu, că am înțeles că are mașină blindată, cu șenile. Nu? Exact. It's so human. Copii, ce urmează acum din partea voastră? Adică la ce să ne așteptăm, zic? La un hit. Wow, hit. Nu decizi tu. De mult propun asta. Nu, serios. Vreau să fac un fit ca să scot un hit. Dima, mă las și pe mine. Tu ai fost în Londra, da? Da. Ai cântat acolo, ai văzut, ai luat pulsul. De acolo se dă ora exact în muzica europeană. Exact, zic, da. Da? De acolo se nasc hiturile. Nu v-ați gândit să mergeți să căutați un cat music londonez? Sony. În ziua de azi poți reuși de oriunde. De oriunde. Adică poți reuși și cel mai bine să reușești de unde îți permite și nu-ți ia energie, așa. Da, și unde ai toate resursele. La modul că în Londra trebuie să muncești ca să-ți plătești chiria, da? Da, este foarte scump acolo. Se duce foarte multă energie pe chestia asta. Pe când în România poți să stai, să produci muzică, să stai liniștit și să zicem că traiul este mai ieftin și e mai accesibilă toată treaba. Plus că acum, datorită internetului, practic nu mai contează teritoriile, efectiv.
Videoclipuri? Videoclipuri? Da. Videoclipul a fost filmat în Atena. Așa? La piesa Human. De ce? Mers cu... De ce? Acolo vi se par mai uman oamenii de acolo? Nu, am mers noi pur și simplu și am filmat cu GoPro și am fost cameraman. Adică a fost un clip așa de... Da, a fost așa walking și singing cu căștile pe cap, știi? Și câte view-uri aveți? Deocamdată 100.000 de vizualizări cu piesa, dar acum am început. Da, e bine, pentru că e un proiect nou, dar și în limba engleză. Și în limba în engleză, da, este mai greu, deoarece la toate piesele până acum care le-am scos, Aripi de sticlă și Inimi sincronizate, a fost și versiunea în limba engleză și am zis să facem și versiunea în limba română. A fost deci sunt două versiuni. Domnul Popi, să știți că oamenii aceștia au chef de plecare. Considerați, poți plece în Spania că tot e chef music dau. Corect. Exact. Știți veste. Normal că știm. Noi știm tot. Da. Am început și noi să cântăm în spaniolă că... Engleza e un defect, adică o piesă în limba engleză e mai greu de abordat la radio, la televiziune. Nu da, știu, eu vă întreb pe voi. Deci am înțeles că proporția de la radio, limba română și limba engleză, 70% în limba engleză și e muzică străină și 30% am înțeles că e muzică românească. Așa, și a spus voi, lasă, conform statisticilor, o să avem o șansă mult mai mare dacă facem în engleză, nu? La asta v-ați gândit. Bun. Nu, tocmai că avem șanse mai mici. Nu, dar să știți că la radio, acei 30% de muzică românească nu sunt chiar 30%, sunt vreo 40 ceva, dar asta nu mai contează. Contează. Depinde de radio. E bine, dacă e în plus, dacă sunt procente mai mari în... La radio, procentul ăla de muzică românească înseamnă muzică produsă în România, chiar dacă este în limba chineză. Da? Da. E bine de știut. Deci, în momentul în care veți scoate o piesă în limba chineză, atunci o să o difuzăm. Ok, asta e. Să știți că noi am avut o piesă Chiquilala, care domnul Dan a chiar avut o limba, chiar a avut o limba chineză. Cum, nu știți Chiquilala? Nu. Cu Floricica Dansatoare, nu știți piesa. Floricica Dansatoare? Ea cânta piesa. Uitați Chiquilala. Deci nu știi. Vai, dă pe YouTube. Da. Mulțumim, Caterin, mulțumim, Dimitri. Noi vă mulțumim. Mai departe. Ne întâlnim acolo în Tenerife, da? Da, cum să nu. Și... Auzim Human pe final, pe 90.38 online pe bucureștefm.ro. Be Human. De la Răzvan și Bari, o zi perfectă și plină de zâmbete. Pe mâine dimineața la aceeași oră, 6:30. Pa! Răzvan și Bari joacă la dublu în Bună Dimineața București. BFM, cu puteri sporite.